Au fost câteva sondaje în ultimul timp. Unul, barometru opinii publici, Bob, care niciodată nu a făcut sondaj. Eu vă declar, acolo vii și spui, tak, trebuie partidul cutare atâtea procente, partidul cutare. Las fără chestionarele, măcar la un sondaj. Adică, ascund numele și familia persoanei, îți vă arăt 1200-1500 chestii. Nu îți vă le arăt că n-au existat niciodată. O mai fost un sondaj cu domnul Jigău Imas. Nu Imas, Imas e Petruță, Cibesaxa, da. Acolo lucrurile alea sunt mai bunișoare. Dar eu am demonstrat, sunt sondaje pentru NDI, National Democratic Institute. Unii aceia raportează șefilor lor în departamentul de stat din SUA, unii trebuie să dea situația reală, adică nu cei care au vrea Usate, Filat, Dodon sau Ghim. Și în acelea sondaje eu cred. Și alaltă am avut niște cifre în primul sondaj în luna martie. Am scris ceva pe Facebook, au dat mai multe site-uri Moldova. Noi eram atunci cu 13% pe primul loc. Acum astăzi vă spun că situația reală. Usate cu partidul nostru 21% pe locul 2. Socialiștii cu 16,3% sau ceva de genul ăsta pe locul 2. Iurie Leancă locul 3 cu 13%. Fiodorăci cu Coloniță îți pe locul 4 cu 9,6-9,8% ceva de genul ăsta. Comuniștii sunt 7,8% sub 8%. Al vostru cam nu trece pragul, e cu 4,6% și pe deu e 6%. Iacă situația